Hei, bună prieteni, sunteți pe canalul Irăcica Info și astăzi am decis să fac un vlog și să vă arăt cum îmi petrec eu sâmbăta. Deja m-am și trezit, am fost și la matematică, este undeva ora 11 deja, cred că m-am întors. Astăzi a fost un subiect foarte greu, dar l-am înțeles, cu greu l-am înțeles și cred că astăzi voi face și curățenie. O să ne gândim. O să facem împreună și curățenie, mâine am și teme de făcut. Da, o să fie o zi foarte încărcată, dar sper să primească vlogul acesta interesant și voi o să vedeți cu ce mă ocup eu sâmbăta și în zilele de weekend. Mă sună cineva, dar număr necunoscut. Sâmbăta și nu poate mine să mă suni. Da? Da, bună ziua. Da, eu sunt Ira. Nu, eu nu știu așa salon. Aha. Da, am înțeles. Păi, cred că da, cred că mâine o să fiu liberă, da, dar pe la ce oră? Aha, pe la 12. Da, sunt liberă. Ca model? Da, ca model pentru ce? Cu afură, machiaj, ce? Genie? Nu, eu aș vrea, da, sincer, chiar aș vrea, numai că nu știu sigur dacă o să pot veni. Revin cu un sunet, bine, o să mă mai gândesc puțin și o să vă spun. Da, doar câteva minute, vă spun înapoi și vă spun, da, bine, mulțumesc, da, la revedere, o zi bună. Prieteni, numai cât m-a sunat o doamnă care are un salon și face genii și sprâncene și mi-a propus ca să fiu eu ca model și mie o să-mi se facă genii gratis, dar foarte frumos, știți? Cred că v-ați dat seama ce fel de genii, deci astea mari, lungi, așa negre. Eu vreau, eu chiar vreau, prieteni, vreau să-mi fac și eu. Dar nu știu dacă o să-mi dea voi părinții. Dacă o să le zic, precis nu o să-mi permită. O să-mi interzică să mi le fac. Poate să nu răspund deloc? Că așa șansă! Eu nu vreau să pierd așa șansă. Mai bine nu le spun deloc și merg și mi le fac și gata. Că sigur o să primească frumos, deja când o să mi le fac, nu o să pot să-mi spună să merg înapoi, să mi le scoată sau ce. Da, o sun pe doamna asta înapoi și spun că o să merg și mi le fac, dar părinților nu o să spun. Și că dacă le spun, nu o să-mi permită. Eu deja știu ce o să-mi spună. Că ai doar 14 ani, că nu se poate, cum o să mergi la școală? Gata, eu o sun. Alo, da, bună ziua încă o dată. Eu am decis că totuși o să vin. Da, încă o dată, mâine la 12, da? Da, bine, am înțeles. Da, bine, mulțumesc. Da, la revedere, zi bună. Este, o să merg să-mi fac genii, prieteni. Vai, dar ce frumos o să fie. O să iau neapărat și camera și o să vă arăt vouă și procesul și rezultatul. Dar trebuie să inventăm ce să spunem părinților. Că trebuie să ieșim acum. O să le zicem că merg la plimbare. Super, doamne, dar cine a așteptat? Am vrut să fac vlog și iată cum a ieșit. Merg să-mi fac genii. Bună dimineața, prieteni! Astăzi este deja duminică, eu m-am îmbrăcat ca să merg să-mi fac aceste gene, numai că nu știu încă cum să ies, așa să fie mai neobservabil. M-am gândit, poate să ies pe furiș, dar o să-și dea seama, fiindcă procedura asta nu ia 5 minute, o să ia ceva timp și o să-și dea seama că lipsesc. De aceea am zis că o să ies cu camera și o să spun că merg să fac un vlog, cum merg să mai cumpăr rechizite ceva sau merg pe la magazine să mă plimblu prin parc, poate, și așa sigur o să mă lase și nu o să-și dea seama de absolut nimic. Mi-am pregătit deja și stativul aici, stă jos, mă îmbrac și am plecat. I want you.
Choking up out of the words you say. I think I have to let you go. Should be easy, but it's not. Only problem is I love you. What to do? You got me bound. Make my world spin round. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you. Say damn much every word you say. Every time we touch, I love you. Gata, prieteni, genile sunt făcute, uitați-vă ce bine arată, nu mă așteptam la așa un rezultat, am stat aici mai mult de o oră cu siguranță și acum o să ne întoarcem acasă să vedem reacția părinților și ce o să zică ei când o să mă vadă așa, complet diferită, fiindcă chiar se schimbă foarte mult fața din cauza genilor, imediat o să vă arăt și în oglindă, dar mie îmi place foarte mult rezultatul și acum haideți să vedem reacția părinților mei. Prieteni, eu am ajuns deja acasă și imediat o să vedem reacția lui tata la genele mele. Salut! Ce faceți? Dar nu vedeți nimic schimbat la mine? Deloc? Dar și ce ai la ochi? Nu am înțeles. Unde ai vopsit tu? Păi nu vorbi tu, da. Eu mi-am făcut genele. Cum asta ți-ai făcut genele? Unde ți-ai făcut genele? La salon. La salon. Și fel de salon era, l-am înțeles, dar cum te-ai zis tu la salon? Așa, pe mine m-a invitat o doamnă la salon ca să-mi fiu ca model și să-mi fac așa o procedură, de laminare la gene. Nimănui. Tatuaj de asta? Nu. Dar vă place? Nu, în general nu-mi place când îți ochi vopsesc. Ești nimic. Cine, mama o știu de asta? Da. I-am spus apoi, când am fost deja la laminare. Ei i-a plăcut, eu i-am trimis poză. Cum i-ai trimis poză, dar eu... Cum i-ai trimis poză? Eu știam că dacă ție o să-ți spun, tu nu o să-mi permiți. Ce, nu-ți place? Iată, prieteni, că lui tata nu i-a plăcut rezultatul procedurii pe care l-am făcut. Dar de ce nu-ți place? Că nu-mi place, nea, în general. Uite ce frumos a primit! Doamne, ce ai spus că am niște gene foarte lungi? Iată păi ce și bine. Dacă le ai lungi, pentru ce să le mai faci? Fiindcă așa arată mai bine. Da, prieteni. Da. Nu e așa cam surpriză, plăcut. De astea nu chiar îmi plac mie. Dar mie nici nu-mi place. Mie tot nu-mi place. Surprize. Să nu vorbite cu mama. Cu... Deja ce să-i faci? Nu, nu, nu. No, no, no. Hai, bun, ce să faci? Trebuie să spui, să anunți. Ai de asta tu ești că te duci la magazin, să te priembli, unde te duci? Da? Păi am fost da. Și pe drum am decis să-mi fac genia. Nu-i gol. Bine, am înțeles. Noi de aici fotbal uităm Japonia, Costa Rica. Da, prieteni, hai, se pare hai. Că lui tata nu i-a prea plăcut. Nu, nu mi-a plăcut. Puneți like-uri dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Iracica Info. Pe curând, prieteni, și până la video următor.